Toți sunt gata? Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, guvernul continuă să construiască și să creeze condiții de viață mai bune în satele și orașele din țara noastră. Serviciile de alimentare cu apă, canalizare, îmbunătățirea condițiilor pentru copii în școli și grădinițe, amenajarea spațiilor publice, parcuri, terenuri de joacă și sport, alei publice și iluminat stradal se numără printre prioritățile noastre. Toate aceste acțiuni sunt realizate pentru a asigura un trai mai bun locuitorilor din Republica Moldova și un viitor mai bun pentru următoarele generații. Anul trecut, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, am adăugat o nouă prioritate: grija față de familiile tinere și de cei mai mici cetățeni ai țării noastre, copiii de până la 3 ani. În 2023, guvernul a început să construiască și să amenajeze creșe pentru copii. Deja 20 de localități din țara noastră și-au amenajat spații pentru copiii de până la 3 ani. Continuăm și anul acesta. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru a anunța lansarea apelului 2 pentru construcția și sau amenajarea creșelor și dotarea acestora cu echipament, utilaje sau mobilier. Dragi primari, începând de astăzi, puteți deja depune dosarele. Principalele condiții și detalii sunt: valoarea maximă acoperită de către guvern este de 1,5 milioane de lei pentru un proiect. Suplimentar, primăriile pot contribui cu maxim 15% din suma solicitată. Perioada de depunere a dosarelor este de 1 iulie, 30 iulie, adică 30 de zile. Instituția care va implementa proiectul este Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, ONDRL. Perioada de implementare a proiectelor este până la finalul anului 2024. În acest sens, așteptăm ca până la finalul anului deja copiii de până la 3 ani să aibă un loc unde să fie aduși de către părinți. La acest apel pot aplica primăriile de până la 5.000 de locuitori. Bugetul alocat pentru acest apel este de 20 de milioane de lei. Ghidul de aplicare pentru program va fi publicat pe pagina ONDRL și a agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud, UTAG și Chișinău. Dacă aveți întrebări suplimentare, mă refer către, sau mesajul este pentru administrația publică locală, vă îndemnăm să luați legătura cu colegii noștri de la ONDRL sau cu agențiile de dezvoltare regională. Acum îl invit pe colegul meu, domnul ministru Alexei Buzu, care va oferi mai multe detalii despre rezultatele primului apel referitor la construcția creșelor din anul trecut, dar și despre cât de important este să avem aceste creșe în localitățile, satele și orașele noastre. Domnul ministru Spânu, în primul rând vreau să încep prin a mulțumi ministerului pe care îl conduceți pentru parteneriatul pe care îl avem în implementarea Programului Național de Extindere a Creșelor în Republica Moldova. Pentru noi este un element foarte esențial în efortul nostru mai mare de a sprijini familiile de la noi din țară. Noi ne-am reușit destul de multe în ultima perioadă. Spre exemplu, am reușit să deschidem 23 de grupe de creșe, 8 creșe de tip familial și am lucrat împreună cu partenerii noștri pentru a deschide 7 locuri prietenoase la locul de muncă pentru copii, atât în sectorul public, cum ar fi Inspectoratul Național de Securitate Publică, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cât și în sectorul privat. Deci, noi am reușit în aproximativ un an de zile să creștem o capacitate pentru creșe pentru 1.000 de copii. Adițional, am reușit să facem investiții în peste 30 de grupe de creșe existente în Republica Moldova. Deci vorbim de aproximativ 600 de copii și prin munca foarte
masivă a colegilor la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și colegii din Autoritatea Publică Locală din Delăntâi. Am reușit să avem proiecte în peste 90 de grădinițe. Deci avem beneficiari de peste 12.000 de copii. În acele grădinițe avem calitate, grădinițe de nivel european, unde cei mai mici cetățenii acestei țări se bucură de îngrijire și de educație de calitate. Deci, în esență vorbim de intervenții pentru 1.600 de copii de până la vârsta de 3 ani. În 2024, pe lângă programul anunțat de către ministrul Spânu, Ministerul Educației și Cercetării va avea un efort paralel prin care vor face investiții pentru a deschide alte 15 grupe de creșe. La Ministerul Muncii și Protecției Sociale, noi am reușit împreună cu partenerii să mobilizăm resurse pentru a deschide alte 10 grupe de creșe. Vom lucra pentru a deschide încă 20 de creșe de tip familial. Deci, în esență, vom dubla efortul și investițiile pentru a crea servicii calitative de îngrijire a copilului și, în special, servicii de creșe pentru copiii de până la vârsta de 3 ani. Deci este foarte important să înțelegem de ce facem acest lucru. Cum spuneam, pentru guvern este o prioritate de a susține tinerile familii, părinții să combine frumos viața profesională cu viața de familie. Și dacă o să-mi permiteți, o să vă dau câteva cifre care vorbesc de la sine despre importanța acestei intervenții. Spre exemplu, în anul 2022, în zona urbană a Republicii Moldova, rata de ocupare a femeilor care aveau vârsta de 25-49 de ani, care nu aveau un copil de vârstă preșcolară, era de 74%. Deci 74% din femeile din zonele urbane a Republicii Moldova lucrau. Dacă vorbim de rata de ocupare a femeilor care aveau un copil de vârstă preșcolară, aceasta este de 39%. Deci vorbim de o diferență de 35 de puncte procentuale, practic dublu. Asta înseamnă că în Republica Moldova, în contextul în care avem un deficit acut a forței de muncă, pentru că nu asigurăm aceste investiții, aceste programe, foarte mulți dintre părinți sunt nevoiți să stea mult mai mult acasă, nu pot să revină mai rapid pe piața forței de muncă și asta înseamnă că toți au de pierdut. Au de pierdut familiile pentru că se reduc veniturile, au de pierdut copiii pentru că întârzie să aibă acces la educație de calitate, de nivel european. Au de pierdut angajatorii pentru că nu au acces la o forță de muncă bine instruită și are de pierdut și statul pentru că pierde prin faptul că nu sunt încasări în buget și trebuie să achite compensații, indemnizații și așa mai departe. Deci, pentru noi este foarte important ca să ajutăm familiile să combine frumos viața profesională cu cea de familie, de aceea efortul nostru de a construi creșe, de a extinde calitatea și capacitatea este o prioritate. Iar și acest efort se încadrează cu celelalte programe pe care le-a inițiat și le implementează guvernul. Ne referim la programul Prima Casă Plus, ne referim la efortul nostru de a flexibiliza concediile de îngrijire a copilului, ne referim la investițiile pe care le-am făcut pentru familiile cu copii, în sensul în care pentru toți copiii până la vârsta de 2 ani am implementat o nouă indemnizație de îngrijire a copilului în fiecare lună. Toate familiile care au copii în Republica Moldova primesc adițional încă câte 1.000 de lei și în anul 2024 am crescut indemnizația unică la naștere până la 20.000 de lei și în ultimul rând, în acest an, am proactivat toate plățile, toate indemnizațiile pentru familiile cu copii, astfel încât familiile să stea mai mult timp cu acei dragi și mai puțin așteptând în coridoare, colectând dosare și cereri. Încă o dată vreau să încurajez toți colegii noștri din Autoritatea Publică Locală din nivelul 1 să fie activi, să aplice cu dosare, să lucrăm împreună pentru binele copiilor din Republica Moldova și încă o dată vreau să mulțumesc domnul ministru și echipei sale pentru parteneriatul și deschiderea de care am avut
parte. Vă mulțumesc mult, suntem gata să răspundem la întrebările noastre. Bună ziua, Parascovia Blanar, Canal 5. Domnule Buzu, vrem să vă întrebăm cât de necesare sunt aceste creșe în condițiile în care statisticile arată că natalitatea în ultimii ani a scăzut. Dacă ați putea să ne spuneți în ce sate exact natalitatea a crescut sau în raionul Ialoveni, câți copii s-au născut anul trecut? Eu sunt înostit la domnul ministru, cred că în primul rând o să-i ofer lui cuvântul, după care o să-i spun. Canal 5. Puteți să ne răspundeți la întrebare atunci. Nu, Canal 5, așa cum am menționat de mai multe ori, nu va răspunde pentru că este un canal afiliat unui grup criminal organizat. Ce facem noi pentru cetățeni? Deci este acest apel și investiția noastră în creșe împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Este, în primul rând, o investiție în copii și viitoarea generație. Dacă vreți, este probabil pentru prima dată când guvernul, țara noastră, investește în construcția și amenajarea de creșelor de la independență încoace, practic, în anul 2023 și continuăm în 2024 și sunt absolut sigur că o vom face și în 2025. Așa cum deja și domnul ministru Buzu, investiția în creșe este o investiție nu doar în asigurarea educației, securității copiilor de până la 3 ani, dar și o investiție pentru familii, pentru locurile de muncă, pentru mamele cu copii de până la 3 ani. Deci, dacă vreți, este o investiție și în viitorul economic a țării noastre. Contrar mitului că, uite, Republica Moldova peste tot se depopulează, noi avem comunități care se dezvoltă, avem comunități în care numărul populației este în creștere, inclusiv numărul copiilor. În anul 2023 și 2024, să vă dau un exemplu, în primăria Cojușna, noi am reușit să deschidem două grupe de creșe, acum lucrăm cu autoritatea publică locală de acolo să deschidem a treia grupă de creșe. Deci trei grupe de creșe într-o primărie care vedem se dezvoltă economic, se dezvoltă infrastructura și numărul de populație crește. Săptămâna trecută am fost în orașul Ialoveni, iarăși în această localitate este nevoie să creștem destul de rapid capacitatea pentru a face față solicitărilor din partea părinților, pentru că numărul de copii este în creștere. Și asta face guvernul în acest apel de propuneri de proiecte. O condiție de bază este ca toate primăriile aplicante să aibă cel puțin o populație de 5.000 de locuitori. În formularul de aplicare, fiecare autoritate publică locală va expune cifre cu privire la numărul de copii, care sunt proiecțiile și mai departe. Deci toate investițiile pe care le face acest guvern sunt judicioase, sunt bazate pe evidență și în special sunt bazate pe nevoile cetățenilor Republicii Moldova. Dar ce facem cu instituțiile în care investim bani, iar mai apoi le închidem? De exemplu, în raionul Sângerei, liceul Mihai Dolgan, în care s-a investit milioane de lei pentru reparație, a fost închis. Cum va fi în cazul creșelor dacă numărul de copii va fi mai mic? Haideți să dăm șansa și altor colegi. Eu am adresat o întrebare pentru domnul sperați, ministru Buzu. Eu aș vrea să răspundă domnul ministru. Nu vă sperați, încă o dată vă spun, nu vom răspunde acestui post de televiziune care este afiliat unui grup criminal organizat. Bine, dar cui aparțin celelalte posturi de televiziune? Noi avem tot dreptul ca să obținem informații, la fel ca toți jurnaliștii, de la miniștri, informații de interes public. O să obțineți de în altă parte, dacă sunt alte întrebări. Dacă nu sunt alte întrebări, vă rog. Bună ziua, Svetlana Gore, TVR Moldova. Am o întrebare pentru domnul Buzu. Cum, să ne spuneți dumneavoastră, cum reușim să combatem mita, pentru că mulți părinți întâmpină dificultăți în a-și înscrie copiii la aceste grupe de creșe, pentru că sunt puține și dorința și nevoia părinților este destul de mare ca să aibă o alternativă și să iasă la muncă. Și pentru domnul Spânu, dacă ne puteți spune câte proiecte de creșe deja s-au realizat, inclusiv, în special în programul Satul European. Mulțumesc. Okay. Deci, anul trecut au fost alocate 10 milioane de lei pentru acest program. Din aceste 10 milioane au fost create creșe în 20 de primării, 20 de administrații publice locale. Anul acesta bugetul este dublu și sperăm că vor fi mai multe. Dacă ne uităm un pic mai larg, deja s-a menționat prin satul european și satul european expres,
Au fost realizate proiecte în peste 90 de grădinițe și deja beneficiază 12.000 de copii de aceste, îmbunătățiri în infrastructura grădinițelor. Și noi, cum spuneam, pentru, dacă vorbim de capacitate nouă, noi atât în sectorul public, la locul de muncă și în creșe de tip familial, noi estimăm că am creat o capacitate nouă pentru cel puțin 1.600 de copii. În perioada următoare vom dubla investițiile, efortul, sunt sigur și va crește și numărul de copii care vor beneficia de aceste servicii și de fapt asta este un răspuns de bază atunci când capacitatea este destul de limitată, presiunea, inclusiv ispita de a primi mită este destul de mare. Colegul nostru, ministru Perciun, lucrează în acest sens pentru a aduce mai multă integritate în acest sistem, dar trebuie să înțelegem că aici este o competență împărțită cu autoritățile publice locale. Vedem acolo unde există mai mult transparență, proceduri prin care copiii pot fi înregistrați online, lucrurile sunt mai clare, dar răspunsul nostru de bază este că noi vrem să ne mișcăm destul de rapid, să creăm aceste oportunități, să facem față la solicitările care vin din partea părinților, să creăm creșe, să susținem familiile europene aici în Republica Moldova. Și ultima întrebare, domnule Bozu, la fel pentru dumneavoastră. Din 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei crește cu 6 luni. Vreau să ne spuneți care este politica statului pentru ca să nu apară tot felul de speculații în spațiul public privind această vârstă de cum crește vârsta de pensionare și să ne spuneți cu stagiile de cotizare care este acum situația actuală. Mulțumesc! Deci noi, politica noastră cu privire la pensii este una foarte clară. Prioritatea pentru noi este să creștem pensiile într-un mod sustenabil, să asigurăm un trai decent pentru toți pensionarii din Republica Moldova. Noi, foarte mult timp am avut inechități profunde în sistemul de pensii, în special cu privire la femeile care muncesc. Ne pomenim că, spre exemplu, în Chișinău, diferența între pensia medie a bărbaților și a femeilor este de aproximativ 30%. De asta, foarte multe femei care ajung să se pensioneze spomnesc în sărăcie în Republica Moldova. Noi am rectificat, am schimbat, am îmbunătățit mai multe aspecte în acest sens. Schimbările despre care vorbiți au fost aprobate de mai mult timp. Vârsta de pensionare crește etapizat, la fel ca și stagiul de cotizare. Noi, în cadrul guvernului, avem mai multe programe pentru a susține ocuparea, inclusiv a persoanelor care trec de vârsta de 50+, într-un context în care avem o criză a forței de muncă. Noi trebuie să ne asigurăm că toți cei care pot să muncească, muncesc, inclusiv cei care au o experiență destul de vastă, o experiență profesională, trebuie să ajutăm să-și dezvolte abilități noi, să devină mai productiv și să încurajăm să stea pe piața forței de muncă cât mai mult posibil. Deci nu este o măsură aprobată nouă, este o măsură care a intrat în vigoare de mai mult timp, deci vârsta de pensionare crește etapizat în Republica Moldova. Noi vă mulțumim foarte mult și, așa cum deja s-a menționat de câteva ori, încurajăm primarii să aplice, începând cu ziua de astăzi, la acest program pentru a crește numărul de locuri în creșe în satele și orașele noastre. O zi bună să aveți!